În loc de reni, capre, iar în locul tundrei siberiene, un lan de porumb. Noul videoclip al lui Ionel Istrache a fost parodiat. Vedem parodia, dar și explicația celor care au realizat-o în câteva minute. Lăudat, criticat, iar mai nou parodiat, noul videoclip al lui Ionel Istrache a ajuns ținta glumelor băieților de la Comedy Zebra Show. Aceștia au înlocuit renii cu capre și tundra siberiană cu un lan de porumb. Băieții de la Comedy Zebra Show spun că ideea de a face parodie a apărut din dorința de a-l susține pe Ionel Istrache, din cauza că a adunat multe critici. Și dacă videoclipul lui Ionel Istrache a fost filmat în tundra din Siberia alături de reni, atunci băieții de la Zebra Show s-au filmat pe o plantație de porumb din Suruceni alături de capre. Каждый крик, каждый стон обжигает меня. Я как будто больной, что лежит у огня. Parodia a fost filmată într-o singură zi și montată într-o noapte, iar momentele haioase din filmuleț au fost inspirate din clipul lui Ionel Istrache. Am încercat cumva să facem fix ca un videoclip cu multă zăpadă, dar am găsit și noi un lan de păpșoi. Am ales caprele pentru că la prima vedere credeam că e cel mai bine să locuim cu renii. Tare mulți prieteni chiar mi-au spus că după această parodie a început să privească videoclipul. Prietenii spun că parodia este mai bună ca videoclipul, comparat cu clipul lui Ionel Istrache, mai puțin. Bugetul a fost mic, până la 1000 de lei, aproximativ. Cel mai scump a costat lentilele. L-au rugat să nu ne dea în judecată. Ei, a fost o glumă. Clipul lui Ionel Istrache a adunat peste 1 milion de vizualizări în 10 zile. Interpretul nu a fost de găsit pentru a comenta parodia, însă băieții de la Comedy Zebra Show susțin că el nu s-a supărat.